Secretarul general al PSD, Giurgiu Răzvan Cuc, a vorbit printr-o conferință de presă despre posibilitatea ca o porțiune din drumul național 5 să treacă din administrarea Companiei Naționale de Drumuri în administrarea Consiliului Județean. Transferarea drumului Mironești-Falaș-Toaca, unul impracticabil din cauza stării deplorabile a carosabilului, de la stat la administrația locală, ar putea fi soluția salvatoare pentru reabilitarea acestuia. Nu ar fi posibilă o reabilitare integrală a acestui drum. Drept dovadă, cred că ar fi mai bine. Am vorbit și cu domnul primar dimineață, Marin Ion de la Gostinar, ar fi mai bine ca acest drum să fie preluat de autoritățile județene, iar prin fonduri de la Ministerul Dezvoltării să încercăm să venim să facem acest drum. Este mult mai fezabil și mult mai realizabil în acest mod să putem ajuta. Porțiunea în cauză are o lungime de aproape 3 km și reprezintă un adevărat coșmar pentru șoferi și localnici deopotrivă. Situația a fost discutată deja în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a trimis o adresă instituției giurgiuvene prin care solicită posibilitatea de retransmitere a unor porțiuni din drumul național 5A. În afară de porțiunea dintre Mironești, Falaș-Toaca, în adresă se mai găsesc alte 3 porțiuni: Adunații Copăceni-Grădiștea, Mironești-Hotarele și Hotarele-Grădiștea. Un total de 33 de kilometri.